Bună dimineața, dragilor, ce faceți? Eu sunt Dina Elis, bine ați venit sau revenit la Teacher Me. Astăzi vorbesc un pic mai încet pentru că mă aflu la școală. Astăzi este oficial joi, mâine intrăm în online deoarece vin alegerile și va trebui să predăm în online vineri, luni și marți. Teoretic ar fi fost joi, vineri, luni și marți, dar profit de ocazie de a fi astăzi la școală ca să trag așa concluziile primelor două săptămâni. De regulă, primele două săptămâni la mine sunt cele mai horror pentru că sunt foarte obosită, încerc să-mi reintru în stare, să-mi reintru în ritm. E foarte stresant, dar spre deosebire de anul trecut și de acum 2 ani trebuie să recunosc faptul că anul acesta este chiar foarte ușor. Adică simt că a funcționat totul cam prea bine primele două săptămâni. Într-adevăr, dacă îmi dau jos ochelarii, puteți vedea că am cearcăne. Am aceste cearcăne pentru că mă trezesc dimineața și eu cu somnul de dimineață, cu trezitul de dimineață nu prea mă împac. Ca orice alt om. Însă se pare că anul acesta a fost cumva mult mai bine decât în primii 2 ani și probabil datorită faptului că am trecut de primii 2 ani și știi cum se zice că în primii 2 ani e un test, să vezi cum te descurci, dacă reziști, dacă nu reziști, dacă treci de acești 2 ani, după aia știi deja cam tot ce ai de făcut și într-adevăr anul acesta am început să mă pregătesc undeva din august, să mă pregătesc pentru școală, să văd ce ar trebui să predau anul acesta ca să nu mă trezesc, în clasa 3-a complet nepregătită. Și uite așa, pot să zic că sunt un pic mai relaxată decât eram acum 2 ani și anul trecut. Și plus de asta, cumva mă așteptam ca online-ul și predarea aceasta sincron să mă streseze, însă e un pic stresant, dar nu la nivelul acela la care m-am așteptat, adică simt că mă descurc și că pot să fac față. Plus că îmi place foarte mult faptul că putem să lucrăm pe telefon. Până în acest moment am avut teste în Kahoot, am avut Mentimeter, ne-am jucat la educație civică despre stat, ne-am jucat ceva cu propriul stat, ne-am creat propriul nostru stat și anul acesta educație civică și la clubul antimate, pentru că o să avem și un club antimate în care vom face matematică aplicată. Da, știu, sună ciudat, dar da, e clubul antimate în care facem matematică aplicată, adică aplicăm matematica la problemele reale din viața de zi cu zi, să vedem cum putem rezolva și de ce avem nevoie de matematică, astfel încât să putem înțelege mai bine faptul că rolul matematicii este unul destul de important în societatea noastră. Salutare, dragilor! Am terminat orele online. Între timp au mai trecut câteva zile de când am filmat la școală. Trebuie să vă mai specific câteva lucruri legate de auxiliar și am să așez imediat asta aici. Sper să mă vedeți bine. Așa. Pentru că eram un pic cam pe grabă atunci când am vorbit despre auxiliare și despre manuale, trebuie să mai reiau așa un pic și să vă spun faptul că aceste auxiliare sunt de la editura Elicart. Și mi se par cele mai bune auxiliare pe care am lucrat până în momentul acesta. Anul trecut am avut de la altă editură, dar erau exerciții foarte grele sau erau puține exerciții pentru fiecare text sau pentru fiecare unitate. Și anul acesta le-am văzut, sinceră să fiu, este primul auxiliar pe care l-am văzut anul acesta și chiar la el am rămas, așadar bravo editura Elicart. Mie una îmi place foarte mult pentru că trebuie să vă spun în felul următor. Nu avem o clasă la fel cu toții. Asta înseamnă că dacă mie îmi place foarte mult editura Elicart, pentru că am o clasă care, pe care o cunosc și știu exact cum să o abordez, ce să fac cu ea, știu nivelul copiilor, astfel încât nu am vrut, să zic, de la o altă editură care să pară mult mai, care să aibă exerciții mult mai grele și cu care să lucrez ceva aprofundat la performanță, întrucât clasa mea nu este pentru performanță, poate am câțiva elevi în clasă, într-adevăr, care lucrează suplimentar acasă și iubesc română și matematica sau doar matematica și așa mai departe, dar nu toți sunt așa, de aceea am vrut un auxiliar din care să putem lucra cu toții.
indiferent că am rămas în urmă sau nu, sunt exerciții pentru fiecare aici. Sunt, e un auxiliar foarte aerisit, asta cel puțin la matematică, iar la română l-am luat în special pentru că nu ține cont de... Opa, stai locului, așa. Mă vedeți bine? Sper. Nu ține cont de manual. Asta înseamnă că avem doar exerciții de vocabular, exerciții de comunicare, noțiuni teoretice și despre texte. Faza este că nu se ia după textele din manual. Adică, dacă în manual avem, spre exemplu, povestea pământului și a muncii, acum, în auxiliar, vom avea, nu știu, semnele de punctuație, printr-o, printr-un, într-una, într-un, într-una sau într-una, la, la, sa, sa, sau, sau, va, va, și așa mai departe. Nu vom avea textul propriu zis cu exerciții, ceea ce mi se pare foarte ok, pentru că anul acesta am ales ca la limba și literatura română să facem totul sub formă de proiecte. Aș vrea să încep astăzi, dar sinceră să fiu, nu a fost una dintre cele mai bune zile ale noastre și având în vedere că a fost o lecție online, iar copiii n-au mai fost în online de hăt din iunie. Da, pentru că noi am făcut orele online pe Zoom. A fost destul de complicat să ne adaptăm din nou iarăși la orele online, să învățăm să vorbim pe rând în online, să nu scriem pe chat, să ne conectăm, să ne auzim. Doamna, nu te aud, doamna, nu vă aud, doamna, nu vă văd, doamna... O grămadă de doamna s-au auzit astăzi. Până la urmă am reușit să respectăm regulile propuse de noi de la început, din prima oră, dar cu greu. Și am spus, mai bine încep la română de miercuri, când venim la școală, ca să știu că toată lumea înțelege ceea ce vreau să transmit și inclusiv proiectul. Primul proiect va fi despre povestea pământului și a muncii și vreau să vă arăt imediat un pic. La mine aici este un haos momentan, pentru că, haideți să vă arăt ce am făcut astăzi. Am avut pauză să-mi fac un terci, după cum ați văzut... Sau n-ați văzut, de fapt, dar vă arăt acum. Știți ce bine e când ai școala online? Doamna de engleză predă în partea cealaltă, pentru că au engleză prima oră. Iar eu îmi pregătesc niște fulgi de ovăz cu lapte și o să văd probabil niște ciocolată sau ceva pe acolo. Oricum, e foarte bine, adică n-am nicio treabă, ce pot să zic, dacă așa merg lucrurile în România și cu școala online, uite, chiar cum zicea și Claudia Chiru, am timp să le fac pe toate. Pot să fac și la spălat, pot să vorbesc și cu mama în timpul ăsta, în pauză pot să mă duc să fac un duș rapid, pot să stau în pijamale de la brâu în jos, țâțea de mânță, cum ar zice cineva. Da, voiam doar să vă spun că o să-mi pregătesc niște budingă de ovăz, cred că așa se numește mai corect, cu niște banane și mai vedem pe ce. După care o să trecem la română și la matematică, dar la fel, în pauze va trebui să se descurce ei singuri acasă. Interesant. Așadar am făcut un terci și am reușit să mănânc un pic din el apa, pentru că na, trebuie să mă hidratez. Aici sunt șervețele pentru că am scris cu markerul pe o tablă improvizată. I-am rugat pe copii să aibă tabla aceasta improvizată și am scris pe ea numerele de la 0 la 1000. Spre exemplu, eu le spuneam să scrie numărul 1125. Ce doi am făcut și eu. Așa. Și ei trebuiau să scrie, apoi să îmi arate la cameră că au scris numărul. Am tot căutat, dosarele acestea sunt pentru că am căutat folia. Auxiliarele, bineînțeles, pentru că le-am dat temă din auxiliare și imediat agenda mea unde îmi notez toate lucrurile. Așadar, este un pic de haos, dar ce să facem? Prezentările le-am făcut în Canva. Și hai să vedem unde este prezentarea. Aici. Eu am clasa 3-a, repet, așadar prezentările sunt pentru clasa 3-a și pentru textele din manualul Intuit Text. Vedeți aici povestea pământului și a muncii. Stați așa să închid.
Super, un pic mai mare. Perfect. Spre exemplu, vom începe miercuri cu povestea pământului și a muncii, este o legendă. Vom vedea ce este legenda și vom avea un Kahoot pentru a răspunde la întrebări. Mai departe, vreau să luăm mai multe legende și să facem o comparație între legende și niște exerciții pe lângă. Vedeți, aici am zis deja două legende, aceleași personaje, despre soare și lună. Comparăm aici atribuțiile lunii și a soarelui, ale soarelui, legenda Mării Negre, pentru că în povestea Pământului și a Muncii vorbim despre cele 7 zile în care Dumnezeu a creat lumea, este o legendă. Așadar, vorbim și despre apă, și despre soare, și despre lună, și despre animale, și despre de toate. Am ales și legenda Mării, opa, legenda Mării Negre. Bineînțeles, o ghicitoare aici ca să ne destindem un pic. Adică, da, ud. Ud iese. După care avem aici două povești diferite și trebuie să vedem elementele reale și elementele imaginare, pentru că aici se vede că mărilor fără fund și apelor curgătoare le-a fost hărăzit, că în ele se adăpostează fel și fel de pești și vietăți. Și aici Marea Neagră este văzută precum o fată frumoasă, despărțită de celelalte mări și așa mai departe. Vedem ce înseamnă elemente reale, ce înseamnă elemente imaginare, după care vorbim despre facerea lumii și efectiv ajungem la Biblie, vorbim un pic și despre Biblie. Câteva întrebări, după care aranjăm zilele în ordine cronologică, ziua 1, ziua 2 până la ziua 7. Avem și un joc de imaginație, dacă aș fi. Un știai că aici vorbim despre un fel de opțional, istoria religiilor, luăm fiecare religie în parte și vorbim despre ea, primele trei religii cele mai importante din lume. Și ora de gramatică cu multe exerciții. Și cam asta a fost tot. Aceasta este prima prezentare. Am făcut prezentarea și pentru al doilea text, care se numește Cu nasul în carte. Este o poezie. Însă, momentan, eu zic că v-am arătat suficient, o să revin și mai departe. Ce am făcut eu aici în Canva ar trebui să fie suficient pentru aproximativ 2 săptămâni, și având în vedere că luni și marți nu vom face povestea pământului și a muncii, ci vom face tot un fel de recapitulare și lectură, atunci va fi cumva săptămâna aceasta de miercuri până săptămâna viitoare, vineri, și încă 2 zile din săptămâna următoare, adică săptămâna a treia, luni și marți. Și miercuri ar trebui să trecem la cu nasul în carte. Cam asta a fost tot. Mai avem o zi mâine în online, după care revenim la școală. Abia aștept, pentru că mă descurc mai bine la școală. Oricum, toată lumea cred că se descurcă mai bine la școală. Aici fiind un pic confuz, poate, sau distrași de faptul că sunt acasă și se mai întâmplă, nu știu, o mamă să gătească un fundal în bucătărie să miroasă bine, sau sora să intre peste tine și să-și ceară ceva, sau să vină tatăl de la muncă, sau să se uite la televizor unde înveți tu. E mult mai bine la școală, nu avem cum să negăm lucrul acesta, așadar, abia aștept să-i văd miercuri la școală. Vă pup! Ne vedem data viitoare! Și vom începe și videoclipurile despre definitivat. Nu uitați că vă aștept în grupul de Facebook TeacherMe, comunitatea profesorilor tineri. Aveți un link în descriere. Acolo vorbim și postăm și facem schimb de idei și de păreri. Tot acolo voi posta viitoarele workshop-uri, pentru că vom mai face workshop-uri legate de definitivat, de grade și chiar despre cum i-am publicat cărțile. Așadar, te aștept acolo. Ne vedem data viitoare, te pup și te îmbrățișez. Pa!